Vreau să vă informez, dragi prieteni, câteva săptămâni în urmă, procurorul general, domnul Munteanu, a semnat o dispoziție prin care a creat un grup de procurori, ca în timpul Plahotniuc, care se ocupe de cauzele penale ale lui Dodon și de finanțarea Partidului Socialiștilor. Ca pe timpul lui Plahotniuc. Oarecare Matasaru, șefa grupului, dar înțelegând că nu toți o să meargă la indicațiile ilegale procurorului general și a altor la guvernare, el introduc în acest grup pe cunoscutul Iarmaliuc, procurorul care primește plăcere să caute în lingerie soției mele în timpul perchezițiilor din luna mai 2022, care săreau gardurile pe la socrii mei la Molovata, pe la mama mea la Sadova. Acum a introdus acest Lolic ca să se ocupe din nou de Dodon și de echipa PSRM. Eu vă spun de ce se întâmplă acest lucru. Mai Sandu s-a speriat de capacitatea de organizare și de creștere ratingului socialiștilor. În această electorală, legal, fără cumpărarea voturilor, noi, echipa socialiștilor, am susținut un candidat care a crescut ratingul de la 1% până la o să aibă 25-30% în turul tâi și poate învinge la lege. Ei s-au speriat de acest lucru. Și încep motoarele, nu pentru această electorală acum. Acum nu reușesc. Pentru următoarea electorală, pentru parlamentarele anul viitor. Domnule procuror general, doamna Drăgălin, care a sancționat acest lucru, celor care încă sunteți la guvernare, vă credeți că asta o să ne speriați? Vă aștept cu nerăbdare aici în biroul ăsta la percheziție. La mine acasă din nou. O să spun soției să facă curățenie, în sensul că chiar ați căutați peste tot, în toate polcile, în toate hainele soției, copiilor. Că voi altceva nu puteți. La altceva nu vă duci cap. Vă așteptăm. Dacă altă minte nu aveți, că luați niște descreierați. Repet, că procurori normali de așa lucruri nu se ocupă. A fost șef de stat și la cel mai mare partid politic de opoziție. Veniți! Dar să nu uitați voi, procurorilor, că pamatrosit și brosit. Aceste guvernări au rămas nu mult. Ei au să încerce să fugi, să fugă Maia Sandu. Și Recean, prim-ministru, pentru că Munteanu, procuror general, în subordine lui, neformal, omul lui, așa vorbesc oameni, că este omul Recean. Domnul Recean, cum spuneți că vă privet, da? Așa lucrați voi, da? Așa vreți să procedați cu fostul președinte de stat. În curând de să fii fost prim-ministru. Și Mata și mulți alții. Bumerangul revine și revine mult mai dureros. Acum câteva întrebări, stimați prieteni. Da, eu știu despre dispoziția respectivă. Voi nu credeți că eu acum vorbesc din pod. Eu știu foarte bine dispoziția, știu ce-i scris în dispoziția asta. Și vă așteptăm? Hai, începem!